Emoții de bucurie, admirație și multă voie bună au trăit astăzi, 6 martie, sute de spectatori soroceni în cadrul concertului Ființă, Firavă-i femeia, prezentat de band orchestra a Consiliului Reynolds Soroca și soliștii orchestrei. Spectacolul muzical a întrunit două părți, prima în stil band, iar cea de-a doua parte, muzică populară. Band orchestra Doina, condusă de dirijorul Ion Vorotneac, a fost înființată la Soroca acum 4 ani. La moment, ea întrunește 20 de artiști instrumentiști și 7 soliști. Eu voi interpreta piesa La Bălintinul din Vale și Am dat zvon în Mahala. Sunt două piese foarte frumoase care mă reprezintă ca și gen. Colaborarea mea alături de band orchestra Doina a început acum mulți ani și durează până ziua de astăzi. Sper să iasă un moment frumos și pe placul publicului. Prin cântecele mele vreau să le aduc bucurii în sufletele femeilor, să fie sănătoase, să fie fericite, să fie bucuroase, pentru că femeia este dătătoare de viață, femeia este primăvara sufletului tuturor și, cum spunea poetul, mai frumos ca primăvara, doar femeia poate fi, și mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Venim cu un program de două ore, spun așa. În prima decadă a primului act mergem cu stiluri de band și urmează mai apoi, după 15-20 de minute, programul de muzică populară. Felicit toate doamnele, domnișoarele, domnițele, mamele, bunicile, toate partea feminină, dorindu-le sănătate, mulți ani și prosperitate. În cadrul concertului, cu un mesaj de felicitare pentru toate doamnele, au venit și autoritățile locale. Vrem alături să ne fiți mereu, pe toate să vă facem fericite, cu credință în bunul Dumnezeu, să iubiți și să fiți iubite. În cadrul Festivalului Mărțișorului pentru anul 2023 este întrunit încă o activitate dedicat Zilei Internaționale a Femeii, 8 martie, unde pe fiecare doamnă stimată din teritoriul raionului Soloca îi așteaptă câte o floare cu ocazia acestei minunate sărbători. Această orchestră se va prezenta repertoriul, programul la un nivel, cred eu, destul de înalt. Sărbătoarea este întregită și de meșterii populari. Cred că se va crea o atmosferă frumoasă de primăvară, și întrucât fiecare doamnă va primi o floare și floarea va fi mânată de către copiii de la ansamblul Bujoriei, sub acordul melodiei mărțișoare interpretate de Anatol și Tatiana Rudei. Fiecare doamnă și domnișoară prezentă în sala palatului s-a bucurat de flori oferite de Consiliul Raional. Spectatoarele au menționat că acest concert este o frumoasă surpriză în ajun de 8 martie. Mulțumim foarte mult artiștilor care s-au implicat în organizarea concertului și s-au prezentat cu suflet și cu dragoste pentru public spectator. Este o surpriză foarte frumoasă. Mulțumim Consiliul Raional cu organizat pentru doamne așa un concert. Foarte plăcut pentru toate doamnele. Face dispoziție bună pentru, nu numai pentru toate doamnele, dar în general, sărbătoare în suflet. Este un concert foarte frumos, chiar mulțumim pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere. În primul rând orchestra, în frunte conducătorul Ion Vorotneac, foarte bravo, și sigur și soliștii. Atmosfera de sărbătoare susținută de orchestră și soliști a încântat publicul pe parcursul a peste două ore. La sfârșitul spectacolului, publicul a inundat sala cu aplauze, iar solistele și instrumentistele orchestrei au primit flori, band orchestra fiind decernate și cu diplomă din partea Consiliului Raional.